Coborând din rachetă, de pe scări se vede baza. Aici este decontaminarea, apoi se află bateria centrală. Continuând la dreapta, se află turnul de comunicații cu pământul. Cantina este dotată cu o bucătărie modernă și un loc de stocare a mâncării. Această seră este folosită pentru a studia copace și evoluția lor pe Marte, dotată cu echipamente speciale. Mașina spațială este folosită pentru a colecta roci și explorarea mediului înconjurător. Canistra cu apă este folosită pentru studiile cu evoluția copacilor și pentru plante. De asemenea, este folosită și ca sursă de apă pentru băut. Camerele de dormit sunt destul de spațioase și au o baie cu o cabină de duș cu un pat de o persoană. Sala de sport și biblioteca este gândită pentru a nu se atrofia mușchii, atât cei intelectuali cât și cei fizici. Această cameră pe care o vedeți este destinată studierii rocilor de pe Marte. Acest tunel duce spre camera centrală de control a bazei. În partea de sus vedeți cum se aprind luminile, iar în partea de jos cum se sting. Aici este storage-ul central unde se depozitează toate resursele. Iar aceasta este camera cu animale. Leși cu creșterea plantelor. Toată baza este acoperită de tuburi pentru ca oamenii să nu poarte costumul în permanență.